Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Luna Games și ne jucăm Minecraft. Sunt în celul meu depozit de aici jos pentru că vreau să-l redecorez. Ce-i drept, mai am dat puțin în seria asta, am jucat altceva pe canalul meu și am văzut că și în live-uri și în celelalte episoade îmi cerea să mai joc și Minecraft. Și atunci am zis să reiau un pic seria asta și am început să fac eu ceva afară, o să vă arăt eu după aceea. Și în momentul în care am venit aici, în depozitul ăsta al meu, mi-a venit ideea să-l decorez. Am început să-mi eu un live într-o seară acum cu Minecraft și am început să merg în Nether și să adun Lowstone și Netherrack. Și cu asta, opa, stai că aici am o pește. Și am zis să fac, dacă tot aveam Lowstone-ul, zic hai să fac aici puțin lumină. Să scoatem un pic torțele astea, că deja se vede destul de urât. Stai că un pic, acum caut granit. Și zic că tot sunt în zona asta, zic hai să fac un pic și de ordine aici. Hai să iau mai mult granit. Totuși să luăm mai mult. Și dacă terminăm în episodul ăsta redecorarea cât de cât a depozitului meu, am să zic depozitul central. Da, este un fel de depozit central. Merg și vă arăt ce am început afară. Este ceva frumos. De fapt, am continuat ce am început afară. Deci nu am... aici este o... este și o nume o peșteră. Ia să continuăm măcar să terminăm aleea asta. Bine, aș putea să nu mai țin minte dacă am explorat și anume peștera asta de sub. Știu că înainte, aici în față este o peșteră. Știu că acolo am mai mers. Aici. Aia tot se aud spiderii și zombalei pe aici. Ăștia paturează pe sub. Pe sub casă, pe sub depozitul ăsta. Dar noi nu-i băgăm în seamă deocamdată. De ce nu poți? Bineînțeles că vechea mea problemă cu inventarul la plin. Ce-i drept, fusem pe afară, m-am jucat în afara filmării. O să aminte cum îmi spunea un YouTuber când mă jucam, spuneam în afara filmării, spunea off camera. Da, așa este, off camera. Dar nu știu, uneori îmi place să zic și așa, și așa, opa. Stai că așa l-am pus glowstone. Bine, glowstone să chiar întrebuie el. Glowstone, pardon, cobblestone. Nu, dar e totul să mai golesc și eu după nasă după aici. Ce pot eu să mai las? Se cam toate întrebuie deocamdată, dar uite să o las pasta că e singură. Pasta că e singură. Totuși pot să adun și cei pe aici. E să mai iau niște, și anume, unde este? Unde ești tu? De ce am uitat-o aici, când trebuia să mă la G? Uite aici. Hai, mă, să iau un stoc de-asta totuși. Chiar dacă rămâne de-asta polișată, nu e problemă, că mai folosim, mai construim ceva în seria asta. Vă spuneam mai devreme că am abandonat puțin Minecraft-ul, pentru că am jucat Farming Simulator, pentru că am jucat H1Z1. Seria de H1Z1 cred că o chid, pentru că nu am găsit mașină. Deci sunt foarte dezamăgit pe treaba asta și n-am mai insistat. Și cred că s-au și dărâmat alea pe acolo, pentru că dacă nu intri în mod constant, se dărâmă baza ce-am pus acolo. E un joc frumos, dar nu... chestia cu mașina m-a cam demoralizat și n-am mai jucat. Bine, am jucat și varianta cealaltă cu King of the Kill sau ceva genul ăsta. M-a interesat așa aia, nu știu, cred că o să fac o, nu o serie, cred că un fel de review, să zic așa. Pe aici undeva am diorit, hai să fac și de-astea. Facem mai multă totuși. Eu înțeam, vreau să fac și partea asta, un rând de chesturi. În funcție de cum se umplu astea de pe aici, cred că o să fac și acolo în zona aia.
Până una alta vom pune așa deocamdată. Arată că destul de mai pe sus o să pun eu niște pe aici. Mai am niște planksuri pentru că pentru a simula o fel de grindă. Ia să vedem, reușesc să pun de aici de jos sau când am făcut partea de acolo a trebuit să mor puțin pe bucate de dirt. Uite, ia să mai punem cam așa. Da, și vă spuneam eu că am abandonat puțin seria asta mea de Minecraft. Am dă voie cam să ai aici. Pentru jocul astea și nu că, bine, Farming Simulator în continuare să joc, pentru că și pentru Farming Simulator am întrebat puțin seria mea de Minecraft. Diablo, pe care de-abia l-am început, o să-l continui. Ce-i drept, joc acolo cu două caractere. Ați văzut și eu, unul l-am pe live și unul l-am pe cum se spune, pe filmare. De fapt, filmarea asta am două, cum să spun. Pe serie. Ce-i drept, pe ăla îl descoper ușor, ușor. Încă mai am de învățat la el, acum când am jucat pe, cum se spune, pe seria mea de live, pe cartonul meu de live, am învățat multe de acolo. Și legat de crafting și acolo e destul de simpatic jocul, simpatic, nu știu ce cum să spun eu, pentru că deja mă atrage, pentru că are poveste. Deci seria aia o să continui. Și aici îmi face și aici tot o grindă. Acum nu știu dacă am făcut eu bine. Mă lasă tu mai de aici. Trebuia făcut puțin de la început, da, știu cum se spune, mintea rămâne de pe urmă. Pentru că acum am deja rândurile astea de gesturi și e cam greu să fac pe aici, dar nu e problemă, descurcăm noi. Mă gândesc că aici asta trebuie să pun și aici niște lumini. Dar cred că aici fac altceva. Cred că aici o să las în jos un fel de, cum îi spune, lustră. Lăsa așa în jos. Am gard la mine, ia să vede, fence. Am una singură de asta. Hai să fac totuși niște, mai am nevoie așa. Aici trebuie să, aici trebuie să sap. Nu e problemă că sapăm. Ia. Pac, 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 pac. Și aici vă pune o bucată de dirt. Ca să adun ce-i pe acolo, poate să vă vedea urât. Hai să sap și sap. Sparg. Și aici, hop. Acum, uite și aici, nu pot să sar până acolo. Cum era filmul, albi nu pot să sară. Sau cum? Așa, o dată, și așa, o dată. Bun, ia să vedem cum se vede acum. Altă nuanță. Acum nu știu cum să-l miezi una fără să las torțele acolo. Nu cred că ar fi o problemă. Mai vedem. Așa a spus vorba. Mai vedem. Pe aici am văzut eu. Uite aici. Uite așa. Și cam așa va arăta modelat noul meu depozit. Mai modern cu lumile astea frumos pe aici. Atunci a trebuit să dărâm și toată asta aici. Mai avem parcă niște de asta polișată la mine, hai să fac și pe culoarea asta. Și după aceea, bine, o să continui eu în afara filmării sau off camera. Același lucru. Dar vreau să vă arăt ce am făcut eu afară. Asta e polișată? Ah, nu e polișată asta. Mă miram eu că am așa mult asta polișată, zic, mamă, ce am făcut eu aici?
Arată bine, mai unitar așa, cu toate culorile. Era cum era cu toate culorile pe aici. Arată cât de cât. Nu? Într-un fel. Bun, ia să vedem ce avem noi la noi. Mă, dar ia să facem noi o chestie. Ia să terminăm totuși culoarea asta, dacă tot am început. Băi, dar taci cu fusela ta pe aici. Uite cine sunt de. Așa, și o să punem până în capăt. Lumini. Și cred că voi lăsa, nu știu, văd o variantă. Ori las torțele acolo pe culoar. Ori voi face niște... Nu vine cuvântul lustră, lustră, dar altceva. Cum se mai zice? Aplică, nu poți să spui la aplică, pentru că aplica vine, e mai... Mai, nu știu, cum zic, mai zic înfundată, e mai jos, așa, nu știu. Eu și... Scheletron pe aici. Zic cuvântul. Așa, azi venim așa. E complicat așa de aici, de jos, că... Nu voi așa, să pun... E complicată treaba. Hai mă. Așa, lăsăm două, hai să mai facem încă. Băi, dar ce am eu aici? Inventarul plin iar. Hai să facem trei, să nu risipim. Ce mai lasă de aici? Asta. Și cu asta. Îl așez după aia. Hai să luăm asta că este foarte prețios. Și vom pune așa. Uite. Ia mă, stai, fac altă șmecherie. Fac eu o treabă murdară, dar... Adică folosesc dirt, dar nu e problemă, măcar stau mai sus, mai mă chinuie așa mult. Și adevărul că în construcție folosesc foarte la schelele astea, folosesc foarte mult dirt-ul. Dacă n-ar fi dirt-ul, cum era, dacă dirt nu e, nimic nu e. Și aici, aici. Și aici mai vine încă una. Pac. Hai să punem și aici, uite că nu. A trecut un avion. Păi și lasă ăla tot mai în capăt așa. Nu prea e bine. Unde e modertul meu? Nu mai am dat. A, dar oricum nu mai am date făcute. Că dacă aș pune, atunci să vin tu mai până aici. Na, nu mai punem. Tu mai bine, am făcut la țanc. Aoleu, am rămas fără material acum. Pac. Așa, și acum e gata. Și cred că în afara filmării sau off camera, a câta oară am zis așa. Voi termina tot acoperișul ăsta, tot acoperișul, tot tavanul. Sau eu știu, mai face câte puțin în afara în tipul filmării, în episodul următor, vedem. Deci cam așa arată acum. Nu? Totuși nu mai... Mai cum să vină pe aici și... Tavanul. Mă, dacă mai ai o idee. Au lăsat spațiul ăsta așa deschis, nu știu, mi se pare mai frumos așa deschis. Și cred că în partea asta o să pun... așa, în formă de U. O să pun chesturile. Și aici fac un fel de banc, de probe, un banc de lucru. Dar nu vă dau idei. Deocamdată le testez eu și pe aceea vi le arăt. Hai să pun ăsta la locul lui. Să golim puțin inventarul. Aici undeva e lowstone.
odată. Și pot eu să mai las de aici. Diorita. Aici jos. Restul e cobblestone, stone-ul trebuie. Asta am făcut eu un test cu ea, dar nu mi-a ieșit. Asta merge. Și asta. Hai să las acesta aici. Nu știu dacă folosesc altceva, dar o las. Sticla sigur îmi trebuie, că vreau să fac geamuri la ceva. Bun, hai să mai întâmplăm încă o dată la ce am făcut eu aici. Da, și în episodul următor sper să fie gata tot tavanul acolo. Bun, hai afară să vă arăt ce am făcut eu până să încep filmarea. Și cred că în episodul următor fac continuarea. Am făcut și o poezie. Pe aici până fac un pui la prăjit. Aici ce am? Nimic. Așa, hai să luăm partea asta frumos până învăluire, așa. Tada! Am făcut acoperiș la, și anume, cum să zic, biserică. Se seamănă biserica, templu, ceva. Nu? Și acolo sus vreau să fac o fel de turn. În spate acolo, și am început la el. Am făcut ceva teste, ce-i drept, dar sper să-l termin. Nu în episodul ăsta, cred că acum începem să lucrăm la el. Că deja timpul este, și anume, înaintat. Cam așa arată. Ideea este că acoperișul e foarte costisitor. Îl fac din netherrack, care trebuie băgat la cuptor. Trebuie făcut bricks-uri și după aceea am făcut stairs-uri, scări. Ceea ce e destul de complicat. Aici, unde e? Aici. Eu mai am ceva aici la... Hai să pun și pe ăsta. Atât am. Atât. Bun. Bine, eu vreau să fac ceva de genul intrarea în tur să fie pe aici. Momentan intrăm pe aici. Ca să fie totul secret. Dacă tot e acolo secretă chestia. Da? Deci acoperișul vom face în timp ce mai merg prin Nether. Nu știu aici partea din față cum să o fac. Și turnul așa. Băi, am plecat, dar am luat stone, dar cobblestone am luat un stoc. Cobblestone avem. Avem. Mă gândesc că la o variantă să las, fac eu aici un chest ceva frumos. Nu de altă dată am prea ăsta și mie să nu cade pe casă. Hai să fac din asta. Nu, n-am făcut bine. Tot am aici, merg că tot am ăla. Hai mă. De când am mai jucat Minecraft, am cam greșat și nu mai capeam pe... Hai pe aici undeva. Pac. Hai să iau ăsta de aici. Și-l duc înapoi. N-ai rost să fac altul. Umplu toată harta de crafting table-uri. Le-au pus ăsta, îl pun sus acolo. Și mă duc care... Mi se pare că pe aici pe jos avem și un chest, dacă nu mă înșel. Uite aici jos, să-l punem la baza turnului. Ah, și mi-am făcut o chestie. Opa. Era să mor de foame aici. Îl punem aici. Și vom face și anume un chest micuț. Hai să... Asta sper să-mi ajungă. Să mai las totuși din... Bine, acum o să fie ceva secret acum. Dacă e tare, să fie turnul secret, o să fie și camera secretă, o să fie și chestul acolo. Bine venit. Hai să mai fac... Băi, încep într-una într-alta. Pasta o las. Hai să las și stone-ul. Și să cât mai am eu acum... Asta nu trebuie să fie la... Da, bă, dar trebuie la treptele alea. Nu, ăsta îmi trebuie mie acum. Asta le las, ăsta las. Și mâncare, și târnăcopul. Și topor. Și găleata. Bun. Hai și... Da, tu... Bun, hai să tot mai am un pic de filmat.
Hai să fac totuși acoperișul. Bine, o să las puțin mai, o să las un pic de spațiu în acoperiș pentru ca să cobor. Azi bine? Uite că n-am făcut aici. Și în episodul următor vom continua, și anume ce facem noi aici. Vreau să fac niște ferestre așa micuțe. O să încerc de jos. Uite, uițele, fac una. Și de asta am nevoie de acum. Aici. Face două ferestre așa în sus ca să lumineze cât de cât turnul când urcăm pe scări. Bine, cu lumină naturală, că o să fie și toarțe. Bun. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut ce am făcut eu aici, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea, dacă sunteți nou și vreți să abonați la canalul meu, apăsați butonul de subscribe. Până data viitoare, eu vă urez un sincer salut!